tovarășe Paul, când ești gata, putem procede. Ești gata să marși. Pentru a distruge mirajul capitalist. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am regăsit la prima ediție a emisiunii Întrebări și Răspunsuri. Înfrățirea continuă. Suntem fericiți, încântați și privilegiați să avem alături de noi asemenea tovarăși pe cinste cum sunteți voi. Sunteți o mândrie pentru minister, pentru mine și pentru tovarășul Riciu. Pe această cale ne adresăm tovarășului Sinix. Tovarășe, fii brav! Nici o întrebare nu trece neobservată de membrii ministerului. Ale tale sunt la cercetătorii noștri. Telespectatorii întreabă. Trebuie să ne cerem scuze printr-o erată. Tovarășul Riciu s-a învățat ca un porc și în loc să scrie Romanius 24, el a scris Romanius 24. Ne cerem scuze pe această cale, chiar dacă tovarășul Riciu are ceva împotriva romanilor, pentru că el se trage din vaci. Iată ce ne-a întrebat tovarășul Romanius 24. Ce îi mirajul capitalist? O întrebare capcană, dar un fleac pentru cercetătorii noștri lingviști. Pentru a-ți răspunde la această întrebare, trebuie să definim mai întâi trei termeni. Cap. Persoană care se află la conducere. Conducător, șef. Tal. Corp vegetativ rudimentar al unor plante inferioare. Alge, ciuperci. Ist. Adjectiv, acest. Logic. Evident și fără pete de obscuritate, mirajul capitalist înseamnă... Mirajul acestui șef al algelor sau sub forma corectă aliasă de tovarășii IT, dar să văd cum zici pe ordinator aici, mirajul acestui șef al șuperșilor. Mulțumim, tovarășe. Deci este lesne de identificat că este vorba de personajul capitalisto-japonez, inspirat de cultura mafiotă și revanșardă italiană. Mario. Feriți-vă de mirajul capitalist, tovarăși! Așteptați mai bine jocul șurubel, la care tovarășii lucrează fără odihnă, apă și băutură. Până data viitoare, eu sunt tovarășul John și vă salut!